Și, în esență, Marte reprezintă curajul de a trăi. Da? El, prin Marte, noi avem acel curaj de a ne manifesta, de a trăi. Uh-huh. Da? Fiecare cum îl a resetat. Unii, să zicem, e cu minus, da? Anticuraj, da? Să zicem, lașitatea de a trăi, nu ai curajul de a trăi, iar alții au un curaj nebun, da? Sunt extremele alea, ți-e frică de viață, uh-huh, sau te arunci cu capul tot timpul, zmang, da? Alea sunt extreme care sunt toxice. Atunci când o planetă este mers direct, tu te conectezi mult mai ușor la manifestarea ei exterioară, la Martele exterior. Acum, când, de exemplu, Marte retrogradează, cumva te deconectezi de la sursă, uh-huh, de la Martele tată, să zicem, și rămâi pe barba ta, pe Martele tău. Un fel de, la Marte retrograd, e un fel de ești pe barba ta. Și dacă n-ai noroc de un Marte bine poziționat în harta natală, te descurci. E mai greu, e de fiecare cu Martele lui, da? Fiecare cu Martele lui. Da, fiecare, da? Da. Unul cu Tico, unul cu Ferrari, unul cu... mai ba, fiecare cum și-l are, da? Corect. Comunitate dragă, îți supun atenției două anunțuri. În această toamnă, pe durata lunii octombrie, avem la data de 22 octombrie un workshop online, care începe la ora 19 via Zoom, cu astrolog invitat, Diana Spinean, iar titlul este Astrologia orară în zona imobiliară. Toate detaliile și informațiile logistice pentru înscriere le găsiți pe site-ul patriciahopner.com. Data limită până la care vă puteți înscrie este ziua de 21 octombrie inclusiv și dacă sunteți dornici să învățați astrologie orară, sunteți disponibili săptămâna viitoare, seara online, 22 octombrie, vă așteptăm la întâlnirea noastră. Punem la treabă metodele orare prin care putem răspunde la întrebări despre tranzacții cu imobile, construirea caselor și nu numai. Se vor aborda subiectele relocărilor majore și pe cel al proceselor, când imobilele fac obiectul procesului. Formularul de înscriere se găsește pe site-ul meu menționat la pagina Evenimente Online. Parteneriatul 12 Călăuze și Astroperla vă invită la data de 7 noiembrie, ora 19, via Zoom, la tranzitele planetelor transsaturniene, Uranus, Neptun și Pluton fiind personajele principale. 5 webinarii accesibile imediat vă stau la dispoziție. Toate detaliile le găsiți pe astroperla.com sau patriciahopner.com. Există mai multe posibilități de accesare a acestui workshop, mai multe variante gândite pentru voi. Intrați pe platformele menționate și veți descoperi acolo toate detaliile. Oferta cu reducere expiră la data de 20 octombrie, iar ultima zi de înscriere pentru acest workshop este data de 31 octombrie inclusiv. Dacă nu sunteți disponibili la data de 7 noiembrie, nu uitați că puteți intra în posesia webinariilor la pachet sau separat. Pentru această opțiune aveți formularele înscriere varianta 2 sau varianta 3. Aici nu avem termene limită de înscriere. Pentru înscriere este doar necesar să completați formularul aferent pachetului ales. Salutări tuturor, salutări comunitate dragă, dar în primul rând salut invitatul meu, Dan Cepotaru, bine ai revenit la microfonul 12 Călăuze și Astrotalk. De ceva vreme nu ne-am mai întâlnit, au mai venit mesaje, unde-i Dan, unde-i Dan? Uite-l pe Dan. Bine te-am regăsit, bine v-am regăsit, a trecut ceva aproape, cam jumătate de an așa de când am discutat, așa o pauză de asta. Păi ce ai făcut în ultima jumătate de an? Unde ai dispărut? Ce ai făcut? Nu știu ce vorba, am stat și am clocit. Nu, ai călătorit, ai mers și tu în țări exotice, ai... Da, nu știu. A fost o perioadă de interiorizare așa de stat eu cu mine și se iau o pauză de la tot ce înseamnă manifestări exterioare și a fost ok. E nevoie în viață din când în când să mai stai și te retragi în bărloc și mai vezi ok. La fel și
Da, la fel și să știi că am observat așa o încetinire a întregii activități la toată lumea în jur, mai ales pe perioada verii. Pur și simplu așa, parcă s-au topit motoarele, știi, s-au dus la minimum. A fost cât toată să... energiile astea astrale care anul ăsta au fost foarte așa, să zicem, debusolante și intense pe de-o parte, știi? Da. Și na, e normal cumva că încărcăm bateriile. Fie perioada asta mai agitată, știi, mai ales perioada de vară, mai cu vacanțe, mai cu... Da. Da, da. Astea sunt ciclurile. Da. Și am reintrat într-o toamnă despre care povesteam cu maxim interes chiar la masa noastră rotundă, celebrul 2024 și al său octombrie. Iată, dragilor, facem această înregistrare acum, în debut de octombrie. Și bate la ușă un ceva extraordinar de interesant și mai interesant, începând din decembrie, și te las pe tine să spargem gheața cu ce temă pregătim astăzi comunitatea. Am zis că vorbim de Marte retrograd, da? Marte retrograd, care are loc odată la fiecare 2 ani și anul ăsta ne binecuvântează cu o retrogradare prin semnul leului și aracului. Așa. Da? E interesant că fix azi... cât e 5 octombrie azi, da? 7, da, e fix acum am intrat în perioada de penumbră, cum se zice, la partea asta retrogradă a lui Marte, deci hai cumva să... luăm de la început. Chiar așa, hai să clarificăm un pic de ce, exact. Ce este această poveste, cum spun de multe ori astrologii, că a intrat o planetă în zona sa de penumbră, pentru începători. Da, deci, practic, planetele, mai puțin luminarele, Soare, Lună, retrogradează. Asta înseamnă că pe cer noi le vedem că merg puțin invers. Da? Dar asta e o iluzie, știi? Practic, este dinamica asta, mișcarea asta între Pământ, Soare și planeta respectivă și poziționare și nouă ne apare că merge înapoi. Da? Mercurul retrograd e deja faimos că e și în reclame și în cântece. Da? Regele retrogradărilor. Da, regele care a zis, eu nu mai fac nimic, voi prea vorbi despre mine. Da. Da. Și cam toate planetele, dar cele mai importante sunt Mercur, Venus și Marte, care sunt planete personale. Jupiter, Saturn, fiecare an retrogradează câteva luni. Uranus, Pluton, Neptun, mai zic, alea stau cam jumătate de an, jumătate de an, ele mișcă foarte încet. Da. Și Marte retrogradează la fiecare 2 ani, cam așa retrogradează. Și acum el își va începe retrogradarea pe 7 decembrie, la gradul 6 leu, și va retrograda până pe 24 februarie la gradul 17 rac. Da? Deci 7 decembrie, 24 februarie. Da? Deci 6 leu, 17 rac. Da? Și ce contează? Deci asta e perioada exactă de retrogradare, dar e un ciclu al retrogradării care începe din momentul în care Marte atinge punctul în care își va opri retrogradarea, 17 rac, care se întâmplă acum, la început de octombrie. Da? Deci acum pe 5 octombrie el este la 17 rac, deci el își va opri retrogradarea aici. Și pe urmă se va încheia când Marte va ajunge la 6 leu, asta va fi pe 3 mai, a 2025. Deci, practic, avem o perioadă 5 octombrie, 3 mai, influențată de acest Marte retrograd. Deci sunt câteva luni zdravene, da, în care vom resimți această influență. Dar retrogradarea propriu-zisă e... Efectiv, începe pe 7 decembrie. Două luni și un pic. Doar că ea, practic, mișcarea retrogradă vine în principal să reia... să zicem ce s-a întâmplat înainte. Adică mișcarea retrogradă are trei faze. Prima fază e faza asta de până începe retrogradarea și gradele la care Marte va reveni. Deci avem 5 octombrie, 7 decembrie, prima fază. Da? Eu pun camera invers și eu când dau dreapta stau ea stânga. Pe urmă retrogradarea efectivă 7 decembrie, 24 februarie și pe urmă 24 februarie a treia fază până pe 3 mai când Marte revine a treia oară peste gradele astea 17 rac 6 leu. Da? Deci cumva Marte trece de 3 ori peste un grad. Da? Și ca urmare e un întreg proces, e întreagă, să zicem... acțiune, activitate, exact, care se întâmplă pe această etapă. Și este valabil orice retrogradă, și Mercur, și Jupiter, și toate chestiile astea. De asta, în astrologia previzională, tranzitele importante sunt cele pe care sunt prinse de trei ori de planetă în retrogradare. Da. De exemplu, dacă ai Saturn care trece peste o planetă ta, dar nu retrogradează peste ea, s-ar putea să fie un tranzit nesemnificativ. Și de obicei, dacă vii, trece odată, se întoarce și iar trece, atunci are timp, are spațiu de manevră. Da. Și asta e. Da? Deci, tehnic, am intrat în perioada asta de ciclu retrogradării lui Marte și acum...
Practic, el pe 7 decembrie va intra în mișcare retrogradă și își va reveni pe 24 februarie. Da, mai suntem unii dintre noi care ne mai legăm de, vedeți exact la ce grad începe efectiv mișcarea de retrogradare, da, da. Pentru că dacă aveți planete pe acolo care fac tensiuni cu acel grad... Da, gradele staționare, ca să se numesc, gradele staționare. Deci, practic, noi cum vedem, este Marte acum și încetinește. Ai o mașină care frânează, ca un tren de ăla care are nevoie de 50 de km să se oprească, da? Și el frânează. Practic pe 7 decembrie, atunci în momentul staționar, zilele alea, că e vorba de câteva zile în care el stă fix, da? Raportat la noi, este percepție, zicem, subiectivă. El Marte și continuă mersul în jurul soarelui și nu se oprește, nu, adică nu suntem tâmpiți, nu știm mișcarea reală. Da? Dar cum percepem noi, cum vedem pe cer, de pe pământ. Da? Uh-huh. Și atunci pe gradul ăla, pe gradul 6 leu, el stă. Deci el nu mai mișcă, e nemișcat. Și aia are o semnificație, da? E ceva important acolo și cumva nemișcat și stă acolo, știi? Ca un musafir care nu mai pleacă, poștașul care vine și nu mai pleacă, te ține de vorbă și hai că să-ți mai zică ceva, bă, aveai 5 minute, mi-ai dat coletul, pleacă, nu, și stă la o oră și la și la, da? La fel pe 24 februarie, când își oprește retrogradarea, la fel, el e staționar, o ia înapoi, bagă marșarier, da, așa percepe un moment, pe urmă iar se oprește, are o perioadă, se oprește și după aia până găsește a întâia și o ia direct, mai stă câteva zile, știi? Și păi nu, practic, că acum suntem cu cutie de viteză automată, nu mai ai, cu manualul mai greu. Asta e, eu sunt pe manual acolo ca să simți toate mișcările astea. Când ești automat, nu simți retrogradările astea, ce înseamnă, știi? Da? Și acolo când frânezi, după aia până accelerezi, știi, trebuie să iei piciorul pe frână, e un moment, știi? Nu vorbim cu cei care n-au ajuns la 18 ani și nu conduc încă. Deci cei care au peste 18 ani și nu conduc. Sau așa, sau că sunt și de acolo. Da, excepțional că doream de mult să fac lumina aici și îți mulțumesc. Începători, sper să vină tot mai mulți începători și să asculte aceste dialoguri, pentru că realmente se vor lămuri că astrologia funcționează cum nici nu mai are sens să o reiau, că o spun la fiecare dialog. Și intrăm în splendoarea numită Marte retrograd. Dragilor, noi am mai avut un dialog cu Dan care s-a numit, și chiar vă invit să mergeți în arhivă, Marte și motivația interioară. Avem, iată, ceva timp de atunci, prin 9 noiembrie 2022 făcut. Da, doar cu noi doi stând în fotografii, pentru că mi-amintesc că n-am avut activat înregistrarea video și am făcut doar în finalul. Marte a zis, nu vreau să vă văd. Nu vreau să vă aud. Sper să nu avem nici acum surprize, Doamne ferește, nu, că am verificat, deci nu avem. Oricum, de auzi, ne auzim. Și invit să asculte și acel episod, să lege, pentru că e o informație, cred eu, binevenită. Acolo discutam de Marte în harta natală. Unde în harta natală, cum ne motivăm și ce se întâmplă când retrogradează. Și de ce această retrogradare în semn de foc e atât de importantă? Bine, e un context astrologic special, e o poveste întreagă aici, dar... Hai să vedem în cât intrăm și în ce intrăm astăzi. Cum e cu mișcarea asta retrograda planetelor? Trebuie să înțelegem o chestie foarte interesantă. Noi suntem construiți din aceste arhetipuri planetare. Adică în fiecare moment există o energie marțiană care se manifestă în exterior, de exemplu. Există un Marte pe cer care el își face turul lui. Da? Dar tot timpul există un Marte interior, care e Marte din harta natală. Deci există un Marte în tine și un Marte în exterior, ca energie, ca arhetip, ca manifestare, da? Și între ele, cele două, se creează o anumită dinamică. Atunci când o planetă este mers direct, tu te conectezi mult mai ușor la manifestarea ei exterioară, la Martele exterior. Acum, când, de exemplu, Marte retrogradează, cumva te deconectezi de la sursă, de la Martele tată, să zicem, și rămâi pe barba ta, pe Martele tău, pentru că Martele nostru e tot timpul conectat și fiecare planetă are chestia asta. E ca și cum imaginezi că noi suntem construiți din bucățele, din energie planetară. Da? E o structură marțiană, o structură lunară care e în noi, dar care tot timpul e conectată la structura fundamentală de bază. În perioada asta de retrogradare, practic, noi rămânem doar cu Martele nostru. Nu mai este hrănit de Martele exterior, adică nu mai este, să zicem, conectat. Și retrogradarea aduce o chestie asta de interior, da? De a te concentra pe interior. E un fel de, la Marte retrograd, e un fel de ești pe barba ta.
Și dacă n-ai noroc de un Marte bine poziționat în harta natală, te descurci. E mai greu, e de fiecare cu Martele lui, da? Fiecare cu Martele lui. Da, fiecare, da, unul cu Tico, unul cu Ferrari, unul cu Maybach, fiecare cum și-l are, da? Corect. Și în esență, Marte reprezintă curajul de a trăi. Da, el, prin Marte, noi avem acel curaj de a ne manifesta, de a trăi. Da. Fiecare cum îl are setat. Unii, să zicem, e cu minus, da? Anticuraj, da? Să zicem, lașitatea de a trăi, nu ai curajul de a trăi, iar alții au un curaj nebun, da? Se extremele alea, ți-e frică de viață, sau te arunci cu capul tot timpul, zmang, da? Alea sunt extreme care sunt toxice, da? Da, da? În esență, noi trebuie să avem curajul de a ne trăi viața, da? Așa cum e ea predefinită, da? Pentru că Marte nu spune, bă, Dane, faci ce vrei, cum vrei. Nu, el spune, bă, Dane, vezi că eu la tine ocup un semn, ocup o casă, am o anumită structură, deci pentru tine curajul înseamnă asta, 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 asta. Așa e. Da? Deci nu ce visezi tu, SF-uri și alte chestii, da? Și practic, Marte reprezintă curajul de a trăi, energia, cum facem lucrurile se întâmplă. Iar acum când retrogradează, urmează un proces ăsta de redefinire a curajului interior. Da, ajungem toți cumva pe barba noastră, ne dăm seama de aceste limite ale curajului, da? Și cât avem și cât nu avem. E ca și cum când ai spatele apărat, te crezi puternic. Când e ceva în spatele tău și zice, bă, Dane, tu du-te că eu sunt spate, ai nevoie de ceva, da. Ei, cu Marte retrograd dispare protecția aia, spatele ăla. Și ești cumva pe barba ta, curajul tău personal, care nu mai ține de mama, tata, bunica, Sfântul Petru sau alte chestii. Da? Și la fiecare 2 ani avem această etapă de redefinire acestui curaj intern, acestui mod de a ne cheltui energia, cum acționăm, de a defini noi căi, de a acționa în viața noastră, de a face lucrurile să se întâmple. Și în funcție de semnul care retrogradează, e o redefinire particulară, da? A acelei energii marții. Da? Deci primul lucru care trebuie să înțelegem e că în perioada asta de retrogradare, 7 decembrie, 24 februarie, noi funcționăm pe curajul personal. Nu mai există o priză în care să băgăm ștecherul, să zicem, bă, mai trag curaj din exterior, mă mai îmbărbătez cu, uite, mă mai fac ceva mai... Ești pe cât ai acumulat. Absolut. Da? Pe cât, pe bateria personală. Da. În timp ce descriam în cap harta unui Marte în rac și bubuit de tot soiul de aspecte. Și încerc să șterg și mă tot lupt aici la nivel de imaginație că nu reușesc să șterg harta respectivă, pentru că despre un Marte în rac, el fiind în momentul de față în rac, se spune că e un Marte slab, nu e un Marte așa, mai apos, mai... Nu e chiar așa, nu? Nu există Marte slab, există, cum să zic, există manifestări diferite, pentru că în zici Marte slab, de fapt tu ai niște criterii definite la nivel de societate de ce înseamnă puternic. Da, și conform definiției societății noastre, puternic e să o ai mare și să dai cu ea de masă, da? Pe românește, da? Asta e definiția puterii în lumea noastră, da? Adică, bă, e mare și spar masa cu ea, înțelegi? Dar aia nu e definiția reală a puterii. Dacă ne uităm în natură, definiția puterii nu este de a show-off, nu te-a de da mare, de a arăta, ci puterea înseamnă și a da viață. A da viață într-un mod nevăzut. Și a rezista. Cum să zic? Da, e rezistență, e supraviețuire, este blândețea care este puterea blândeții. Practic, definiția asta puterii, avem 12 definiții pe 12 semne zodiacale și nu e una mai puternică decât alta. Raportat la concepțiile noastre că puternic e un bărbat de la care dă cu pumnul masă, da, atunci da, putem spune, bă, ăla e slab. Da, este o definiție incompletă a ce înseamnă putere. Și la fel gândindu-ne și la o femeie, pentru că și o femeie cu un Marte în rac poate să fie senzațională în acțiunea ei de a-și proteja casa și de a hrăni casa, da, nu? Și de a avea grijă de membrii dragi. Marte în rac și are propriul curaj. Propriul curaj, da. Și are care, de exemplu, Marte în berbec nu-l are. Da? Dar ca manifestare, vezi Marte în berbec, că e mai extrovertit, e mai pe exterior, zici că ăla drege, face, dă un cap în gură, se aleargă, înțelegi? Marte în rac e mai ușurel, mai se simtă, mai, înțelegi? Dar Marte în rac poate să facă chestii care Marte în berbec nu poate să le facă. Toți avem tendința de a gândi conform concepțiilor sociale, de a vedea, bă, e slab, ești puternic, are, de a fi superficial în evaluare.
Dar strict astrologic, cum zic, fiecare poziționare în Marte are, să zicem, propria putere. Pentru că curajul e definit prin structura acelui semn. Și acum, ce interesant, că Marte retrogradează din Leu în Rac. Și Leu și Racul sunt aparent două semne foarte diferite, dar au caracteristică comună. Sunt semne în care sunt guvernați de luminatori. Luminator, nu știu, așa cum să o zice. Da, Soare și Luna. Ei, Racul și Leu au o notă comună. Ambele, având un guvernator care nu mai guvernează altceva, sunt foarte subiectivi. Racul și Leu sunt semne în care totul este personal. Da? Restul semnelor zodiacale, guvernatorul lor, mai guvernează și alt semn. Și atunci acel guvernator e ca și cum are și o altă perspectivă. Da? Da, Mercur guvernează și Fecioara și Gemenii, da? Adică cumva el tot timpul vine la Gemeni și zice: bă, vezi că mai există o Fecioară, eu mai guvernez acolo, știi, mai am o firmă, da? Mai am o firmă acolo și aia fac așa, da? Și la Fecioară, bă, mai am o firmă și aia fac așa. Dar Soarele și Luna doar Racul și Soarele doar Leu, nu există alt punct de vedere. Și practic putem, din perspectiva asta, uniformiza acest transit retrograd al lui Marte și să spunem: ok, două semne diferite, dar în esență este vorba de redefinire a percepției subiective. Percepției, da. Da, este modul în care tot ce ține de subiectivismul nostru, legat de energia Marte, ce înseamnă asta? Este de toată chestia aia că lucrurile îmi sunt mie adverse. Da. Da, nimeni nu apreciază ce fac eu. Da. Pentru că Marte în Rac și Marte în Leu, de obicei, chestia este: bă, dacă fac ceva, toată lumea trebuie să aplaude sau să mă susțină. La Marte în Rac să nu zică nimic. Leu, e dramă, pentru stres, că... Da? Iar la Marte în Leu, la Marte în Leu n-ai aplaudat, tot în dracu. Da. Înțelegi? Da? Și atunci, practic, pentru fiecare din noi, indiferent de Martele natal, că ajungem și aici, indiferent, da? Este vorba de o redefinire a curajului, să zicem, în relație cu acest subiectivism pe care îl avem asupra vieții. Superbă da? Optica și propunerea ta, da, pentru că rare ori ne gândim la asta, să știi. Exact. Rare ori. Da. Adică e chestia asta de eu, e ceva de genul, cu Marte retrograd acum în Leu și în Rac, e ceva de genul: care este curajul meu atunci când totul mi este advers? Da. Care este curajul meu atunci când eu nu primesc aplauze, când nu am susținerea, da? Când lumea nu dă din codiță când fac eu ceva? Asta indiferent de harta ta, pur și simplu asta e întrebarea. Ok, care este de fapt curajul meu atunci când eu nu am, să zicem, această susținere automată de a face ceva? Cât de curajos sunt eu atunci când nu am nicio reacție, da? Când ceea ce fac inițial nu strânește nicio reacție. Că asta e problema la Rac și Leu. Dacă nu strânește o reacție, și de-aia Marte Rac e privit ca slab, pentru că el dacă face ceva și nu primește susținere, hai mamă că e bine... Se plăștește. Ar putea fi mai un... Aș putea zice că e un pic mai sensibil un Marte în Rac. Nu neapărat că nu există comparație. Bun, e încădere în Rac, știm, dar e mai sensibil pentru că vorbim tocmai despre Lună și despre acele stări fluctuante ale emoțiilor. Care sunt câteodată schimbătoare de dimineața până seara, nici nu de la o săptămână la cealaltă. Adică e agonie ce e acolo. Da. De obicei, Marte în Rac e o poziționare mai dificilă pentru că e vorba de acel curaj emoțional. Adică înainte de a face ceva, tu trebuie să-ți validezi acțiunea la nivel emoțional, nu mental. Și știi care e diferența? Mentalul îți dă un feedback pe loc. Da, da. Da. Do it! Da? Racul zice: am nevoie de o zi, de o săptămână, de o lună. Și Marte zice: la mine în dicționar, în definiția mea de Marte, nu există o săptămână, o lună. Înțelegi? Da, da. Înțelegi? Și atunci poate să fie mult mai dificil, dar nu e mai slab. Da? Pentru că, hai să nu uităm, Marte îl guvernează două semne, Berbec și Scorpion. Da? Deci el practic știe să gestioneze ambele situații de a acționa pe moment, acum, Marte. Și asta e Martele în Berbec, care noi percepem în manifestarea de curajoasă, de foc. Da, da, da. Dar și Scorpionul, care așteaptă momentul potrivit. Și îți construiește acțiunea. Da? Deci la Marte în semne de apă, tot timpul ai nevoie de mai mult timp. Nu poți să acționezi spontan. Pentru că de obicei forțezi, acționezi spontan, te arunci și emoțional nu ești pregătit pentru... Te dai peste cap, da. Pentru chestia aia. Indiferent de cum iese chestia aia.
Nu ești pregătită nici să-ți iasă, nici să nu-ți iasă. Corect. Da, e mai provocator. Da. Da. Și atunci când ai Marte în semne de apă, e important să-ți acordi mai mult timp pentru a-ți autovalida la nivel emoțional ceea ce simți. Deci nu te grăbi. Da, e o zonă de insecuritate acolo, de fapt. Ai nevoie de mai mult timp. Pur și simplu, raportat la timp, ai nevoie de mai mult timp. Înțelegi? Da. Da, dar te poate afecta doar pe tine, dar și pe cei din jur. Aici influența reciprocă. Da. Adică noi în viață, știi cum e, am martele meu interior, mai e un Marte sus acolo și mai e martele tău, martele acela și e această interacțiune, e această dinamică în care martele tău stimulează martele meu, care generează o reacție, care stimulează martele bunica, da. Și bunica te sună și de ce ai făcut aia și la la la, înțelegi? Așa funcționează, știi, o dinamică permanentă. Deci revenim la Martele ăsta retrograd, deci în perioada asta cumva va genera un sentiment de vulnerabilitate. Pentru că fiind retrograd, tu nu mai ești alimentat la priză din exterior de tata Marte, înțelegi? Da. Ci ești pe bateria ta. Și fiind partea asta de semne subiective, vei lua totul mult mai personal. Înțelegi? Vei crede că tot ce se întâmplă împotriva ta sau nu te susține sau, înțelegi? Periculos. Și aici este, da, testul. Stai să înțelegi, ok, trebuie să depășești acest subiectivism care poate fi extrem și să încerci să înțelegi că de fapt lucrurile se întâmplă și nu sunt pentru tine sau împotriva ta. Pur și simplu lucrurile se întâmplă în viața asta. Așa e. Înțelegi? Deci pentru mulți, pe mulți îi va arunca într-o zonă de asta foarte reactivă. Exact, la asta ziceam, mă gândeam, da, că n-am spus periculos. Da, periculos pentru că da, te frustrează, se vor simți brusc vulnerabili. Da. În momentul când Marte va retrograda și se taie curentul, practic se taie curentul, da, și tu ești pe bateria ta. Înțelegi, ca și cum mergi undeva și ți-ai uitat încărcătorul la telefon. Da. Și trebuie să-ți drămăiești bateria. Ești pe bateria ta. Da? Nu mai ai încărcător. Nu ai unde să alimentezi. Ești pe bateria. Atunci ce faci? Nu mai joci Candy Crush. Că îți consumă bateria. Da? Nu mai poți să faci toate căcatul, stai pe Facebook. Pentru că trebuie să ții baterie. Că dacă te sună și trebuie să primești un telefon. Și automat asta îți schimbă întreg universul interior. Întregul mod în care ce fac, cum fac. Că despre asta este vorba. Pur și simplu, asta e Marte retrograd aici. Ai plecat într-o călătorie, ai plecat de dimineața, până seara nu poți să încarci telefon. Deci nu mai poți să faci ce făceai în mod normal. Da, da. Și atunci trebuie să înveți să te repoziționezi, să identifici ceea ce e important, ceea ce e relevant și să ieși din chestia asta de supărare că universul ăsta, mama lui de Marte, Mercur retrograd mi-a făcut să nu uit încărcătorul. Da? Da. Să nu găsești nicio priză, da? Și ajungi într-o gară, zici, bă, nici o priză aici. Iar, dracu, ce gară ați construit voi, că nu-i nicio priză. Parcă gara aia fără priză e fix pentru tine. Mă aștepta Dan să vin acolo să fără încărcător. Și scopul este de a-ți învăța să te concentrezi pe lucrurile cu adevărat importante. Asta e, de fapt, scopul retrogradării. De a-ți revalua bateria internă, de a-ți revalua propriul curaj, modul în care acționezi, de a găsi noi modalități, de a... Când nu mai mergi, nu mai ești pe rețea, nu mai ai încărcător la tine, nu mai ai curent la dispoziție cât vrei tu, nu mai ai resurse, treci pe chestia aia de economie și redefinire. Deci, practic, cum folosim energia acțiunii în astfel de porțiuni? Ar fi marea provocare în aceste perioade de retrogradare. Practic, se întâmplă, dacă bine mi-am notat, undeva la vreo 26 de luni are loc. Tot la 26 de luni această mișcare de retrogradare. Asta pentru cine e curios un pic să vadă dansul. Cam la fiecare 2 ani, dar soarelui, cam așa. Semne diferite. Și practic e o redefinire a modului în care acționăm. Știi? Și acum am întâlnit cu Leu și Rac, e tema asta comună de a redefini a partea asta subiectivismului vis-a-vis de viață. Da. Cum raportez eu acțiunile la percepțiile mele subiective. Da? Și pentru că toți avem Rac și Leu în harta natală. Da. Între timp le spun la cei care poate mai aud câte un sunet așa captat aici, că a început vecinul de dedesubt să bată niște cuie ceva, nu știu, le aud tare în căști, așa că un pic am rămas acolo țintuită, am revenit aici.
Percep toate sunetele din... El a furat startul și Marte retrograd acum, aș bate singur. Chiar la Marte mă gândeam acum, zic, fii atent, început. Da, am mai avut o dată când făcusem o poveste despre Venus și Pluton în opoziție. Nu, citeam, venise o carte și începusem să citesc despre Pluton și vecinii tocmai aveau un splendid scandal. Bun, sunt cunoscuți pe casa scării aici. Da. Așadar, cum ne repoziționăm? Cum ne regăsim sursa de putere într-o porțiune de Marte retrograd? Că nu se poate răspunde asta. Dar... În esență este, trebuie să înțelegem că, unul, nu mai avem încărcătorul la noi, suntem pe propria baterie și automat vom avea tendința de a ne raporta mult mai subiectiv la tot ce e în exteriorul nostru. Deci să fim o dată conștienți de zona de subiectiv. Da, și e ca și cum vei da mult mai ușor vina pe soț, soție, copii, mama, tata, șef pentru anumite incapacități ale tale. Da, pentru anumite, să zic, anumite lipsă de curaj în a face ceva. Pentru că acum e ca și cum la retrogradarea lui Marte s-ar putea să-ți ia preșul de sub picioare. Da. Înțelegi? Să ai senzația aia că ajuns într-un punct foarte, să zicem, sensibil pentru tine de gestionat. El în realitate nu e obligatoriu să fie sensibil, periculos, doar că percepția ta, modul în care te poziționezi și poate să fie situația în care, să zicem, te-ai băgat în ceva care te depășește. Exact, poate un proiect care nu mai funcționează, ai impresia că s-a blocat sau te depășește, înțelegi? Te depășește, știi? Adică chestia aia de dispare, un factor care îți dădea o liniște, o putere, înțelegi? Și acum să înveți să o gestionezi. Și pur și simplu etapă de a-ți redefini curajul interior, de a redefini, ok, hai să, atâta baterie, hai să mă concentrez pe ce e important, pe ce chestii, nu am acces la toate resursele, la toate lucruri. Și aici contează foarte mult că fiecare îl experimentează diferit. Da, asta e tema comună, da? Dar la fiecare lovește în locuri diferite. Și contează în primul rând poziția în Marte natal. Pentru că poziția lui Marte natal cu acest Marte retrograd generează o anumită interacțiune. Da, da. Și aici lovește, să zicem, afectează foarte mult sau induce un stres suplimentar la cei care au Marte în semne cardinale sau fixe. Da? Adică la 17-30 semne cardinale și primele 6 grade în semne fixe. Da? Semne cardinale care sunt berbec, balanță și rac, capricorn, semne fixe, taur, scorpion, leu, vărsător. Da. Deci aici dacă există, să zicem, poziționarea lui Marte, atunci e o chestie de tensiune. Vă plinți. Îți dai seama când sunt doi în casă cu un Marte în rac și un Marte în vărsător. E pentru că se generează tensiune aici, se generează tensiune. Cei cu Marte în semne mutabile, gemeni, săgetători, fecioară, pești, sunt mai relaxați în perioada asta. Pentru că Martele, da, creează și acolo, sunt niște conexiuni, dar nu e, să zicem, direct afectat. Nu le creează provocări, da, așa de... Și în funcție de poziția asta poți să-ți dai seama în ce etapă ești. Pentru că aici am... E și ciclul ăsta al Revoluției lui Marte în harta natală. Da, deci cei care au acum Marte în Rac sau Marte în Leu vor avea sau urmează să aibă Revoluția lui Marte, care e luată tot la 2 ani și un pic, la 2 ani în medie. Și practic se pornește un nou ciclu de manifestare marțiană legat de tema asta a curajului, a manifestării. Mai ales cei care sunt au o definiție a lor marțiană și Marte e important, atunci Revoluția asta lui Marte practic setează un ciclu de 2 ani de cum te manifesti, pe ce te poți concentra, cum poți să acționezi. Aici e o chestie tehnică de analizat. Detaliază-te, rog, ce este o revoluție. Este momentul în care Marte revine la poziția din harta natală. Așa. Da? Deci când Marte revine acolo, eu am Marte la 8 grade Leu și de fiecare dată când Marte la fiecare 2 ani revine la 8 grade Leu, practic se inițiază un ciclu de 2 ani în care eu îmi redefinesc curajul, am anumite teme, pot să direcționez. Adică Marte ăla îmi spune, ok, vezi, pe următorii 2 ani este indicat să te concentrezi pe chestia asta, e bine să nu te bagi în chestia asta. Și eu urmăresc ciclurile astea pentru că eu sunt pe energia asta lui Marte foarte puternic. Că în momentul sunt în berbec, Marte e J, cum se zice. Da,
Ai o hartă care îți cere să monitorizezi asta? Da, și am observat că poziționezi, da. Marte e foarte, să zicem, cum se zice, grăitor în harta mea, prin tranzite, prin toate. Adică el cumva coordonează foarte mult, are foarte multă putere asupra mea. Adică reacționez foarte ușor la tranzitele astea lui Marte și folosesc partea asta revoluției, am redefinit, știi? Da, da, da. Știi? Și acum e interesant că la mine Marte se apropie la, și oprește retrogradarea la gradul 6 leu, eu am la 8 leu, da? Deci aștept revoluția lui Marte, deși între Marte în leu va avea loc prin iunie, da? Da. La anul, deci un fel de pre. Și asta spuneam că teaser. În funcție de asta poți dai seama în ce etapă ești cu Marte. Și doar că aici sunt chestii foarte particulare. Absolut, ce ține generalizat. N-ai cum să acoperi. No. Dar ca idee, deci contează foarte mult unde se află, să zicem, Martele tău natal. Natal. În dialogul nostru cu Marte și motivația interioară treceai prin descrierile în fiecare semn. Fiecare semn. Da. Ai făcut și acolo puteți asculta și să vă dați seama ce... Deci asta e primul pas, să te uiți, ok, unde e Martele meu natal, hai să vedem ce se întâmplă acolo și cum e poziționat, ce etapă mă aflu pe ciclul ăsta de 2 ani și cam. Pe urmă, te contează unde retrogradează Marte, în ce case. Da. Aici va duce partea asta de redefinire și ce plan este acolo. Asta te provoc pe case să intrăm. Da. Dacă vrei. Deci putem lua pe fiecare casă în parte să vedem, ok, cam care e definiția. Și, de exemplu, dacă Marte retrogradează în casa 1 și se duce spre 12, este foarte mult legat de sănătatea ta. Da, ceva de genul în care întâi Marte retrogradează în casa 1, zice, ok, vezi, moșule, că tu ai problemă aici fizică. Ia, mergi un pic în servis. Sănătate și identitate. Și pe urmă retrogradează 12 și zice, ok, hai să căutăm cauza profundă, hai să vedem ce e în spate. Da. Întâi ca și cum îți spune, ok, vezi că e o chestie vizibilă legată de identitate, corp fizic, de cine ești tu. Și pe urmă mergem în spate, că asta face retrogradarea, duci un pas în spate, în casa interioară, zice, ok. Da, asta e fix a 12-a, da? Dar tot timpul se duce, începe retrogradarea într-o casă și dacă se duce în casa cealaltă, e a 12-a casă de la casa aia. Tot timpul chestia aia e ascunsă. Da. Da? Și el se duce în casa 12 și zice, ok, hai caută să vezi ce de desubt, care, să zicem, pot fi factori emoționali, ce ai reprimat, ce ai blocat. Și partea constructivă a lui Marte retrograd este că dacă faci procesul ăsta conștient, ai ocazia de a afla multe despre tine, de a schimba niște chestii fundamentale. Ce super! Adică, știi cum e? Când ești tot timpul cu telefonul băgat în priză, tu nu știi cât de bună ți-e bateria. Acum că rămâi, poți să zici, băi, trebuie să schimb telefonul, trebuie să schimb bateria. Așa, la tine zici, băi, ok, stai că eu, de fapt... Când nu mai am suportul ăsta, eu mai am de lucrat la aia, mai am de lucrat. Stai că știi cum e. Acum, că la Marte în casa 1 îți duce în 12, îți dai seama că limitările tale fizice. Da, da? E super. Adică, de o parte, mi se pare o poveste senzațională, dansul între 1 și 12. Realmente e... Ca și cum, până acum cărai lucrurile cu o roabă, se strică roaba. Și acum îți dai seama că stai că tu hâța-mâța, merge greu, nu mai merge să poți să urci, se strică liftul, trebuie să urci 8 etaje și îți dai seama că tu ești legumicula, înțelegi? Chestii de genul ăsta și atunci te gândești, ok, stai că eu, condiția mea, starea mea de sănătate nu este atât de roz pe cât credeam eu. În condițiile în care aveam lift, mă urcă mașină, mă duc, te simți foarte... De-aia îți pui training pe tine. Exact. Așa, Lida, așa, aia nu te face sportiv. Da? M-am trezit eu pe vreo 10 ani, brusc pe pârtie de schi, nu mai schiasem de 10 ani. Deci nu mi-a venit să cred, am zis, aoleu, ori ajung jos. Adică, realmente, știi, check-in. Da, viața check-in. Noastră comodă, de multe ori, nu ne arată cât de, să zicem... cum e corpul nostru. Și asta e Marte întâi care retrogradează în 12. Exact. Știi? Dacă rămâne tot întâi, tot acolo. O chestie în care o rulez e vizibilă, o chestie punctuală. Trebuie să mă duc să fac, să mai repar ceva, mai scot ceva mai de identitate. Ca atât de identitate, cum vrei să te prezinți, ce vrei să arăți. Da? Doi, dacă retrogradează în casa a doua și, să zicem, revine în casa întâi sau rămâne în doi, e clar legat de gestionarea resurselor. Cum cheltui, pe ce cheltui, cum îți câștigi banii, cum mănânci, ce mănânci, da? Deci, dacă rămâne în 2 Marte, doar acolo se discută, da? Dar dacă retrogradează întâi, asta înseamnă că există o cauză ascunsă a unor dezechilibre, da? Asta înseamnă că retrogradează în casa anterioară.
Da? Deci, cumva, când retrogradezi din 2 în 1, nu e vorba neapărat despre casa 1, ci a 12-a de la a 2-a. Înțelegi? Deci, îți permite să vezi că e ceva ce nu știi. Da? Când zic cauza ascunsă, e ceva ce nu știi. Tu crezi că faci bine, dar nu știi. Uh-huh. Și fiind casa 2-a legat de alimentație, de bani, adică s-ar putea să mănânci ceva care crezi că îți face bine și nu îți face bine și nu înțelegi de ce te balonezi sau ai probleme așa, așa. Și pe aia când ajungi în casa 1 începi să sapi, să-ți descoperi, dai seama, bă, stai că chestia aia nu mai da. Sau la bani, bă, nu am bani, ok, când retrogradează îți dai, descoperi brusc că stai, bă, că eu cheltui, plătesc niște chestii, știi, aiurea, da? Adică tot banii, conștientizezi că cheltui prea mulți bani pe cafele, pe ieșit, da. Pe, înțelegi? Și atunci îți redefinești chestia asta. Marte în 3, cu revenire în 2. Da, în 3 e legat de partea asta de comunicare, de modul în care te exprimi, de modul în care te deplasezi. Uh-huh. Sport, mișcare, relația cu prietenii, cu vecinii, cu frații, partea asta de comunicare, interacțiune, de mediu înconjurător. Da? Da. Și aici Marte spune, ok, o redefinire a modului în care acționezi, modul în care te miști în primul rând, modul în care comunici, da? Modul în care interacționezi cu prietenii tăi, îți revizuiești anumite relații, îți poate să apară prieteni vechi, să reiei anumite chestii. Și dacă se duce în doi, asta înseamnă că trebuie să la fel să cauți, sunt niște lucruri care nu le cunoști și trebuie să le afli. Despre prietenii tăi, despre modul în care comunici, despre limitările tale fizice, despre mașina ta, da? Ți-ar putea să descoperi că mă, are o hibă și trebuie să faci ceva. Da? Asta înseamnă, practic, da? Când revine. Da? Așa. Marte în casa a patra, cu posibilă revenire în casa a treia. Aici e redefinirea relațiilor de familie, tot ce înseamnă de casă, de imobiliar, de spațiu privat. Da, pur și simplu de-ați redefini partea asta de cum acționezi, ce faci, ce faci pentru casa ta, ce faci pentru familia ta, care e natura relațiilor, părinți, familia care ți-ai construit-o nu contează. Și dacă revenire în casa a treia, automat, sunt lucruri care le vei afla despre casa ta, o casă care ai cumpărat-o, despre o renovare care a făcut-o, despre părinți, despre familie, chestii care nu le știai. Nu le știai, da. Adică nu neapărat, mamă, ce secret ai aflat. Nu, afli chestii care pur și simplu ți-au scăpat. Știi? Și care, în felul ăsta, îți explică, de fapt, niște lucruri care se întâmplau, dar pentru care nu avem nicio explicație și doar cumva mai dăm la pilă, mai băgăm o fisă și o ducem așa și nu înțelege de ce se întâmplă chestia. Acum poți să găsești o explicație. Da. Adică poți să găsești chestia aia ascunsă, zici, ok, bă, stai mă că la mine în casă, de fapt, e problema aia, da? Am un scurt undeva în perete și de asta tot timpul sar siguranțele sau... Chestii de asta nu vă așteptați acum că apare Sfântul Petru și zice... Da? Sunt chestii banale, sunt chestii de zi cu zi, dar care ne mănâncă. Da, te consumă, absolut. Da? Da. Și acum în funcție și celelalte transite, la unul poate fi chestii de să strica prinsa, la alții cine știe ce secrete de familie, depinde de, știi cum e, materialul clientului, fiecare mămăliga lui. Exact. Da. Da. Și acum am ajuns la casa 5, Marte retrograd în casa 5 spre casa 4. Da. Aici e pur și simplu o redefinire a identității tale, adică a lucrurilor care îți plac, a fericirii personale. Aici va fi o chestie, ok, lucrurile care le fac, eu mă fac fericit sau nu mă fac? Îmi aduc împlinire, satisfacție sau nu-mi plac mie sau nu-mi plac mie? Adică modul în care acționez mai afectează și partea asta de relații copii, indiferent, sunt ai tăi, nu sunt ai tăi, pot fi tot felul de interacțiuni, mai ales poți să ai un job în care lucrezi copii și atunci interacțiunile se modifică. Dar în esență o redefinire a fericirii tale și din perspectiva, ok, ceea ce fac eu mă împlinește, mă face fericit sau nu? Dacă retrogradează în 4, asta înseamnă că sunt lucruri care tu nu le cunoști despre, adică nu le-ai observat, nu le-ai identificat despre modul în care tu faci lucrurile, cum îți trăiești viața și raportat la tema fericirii. Da. Dacă Marte rămâne doar în casa 5, chestiile sunt vizibile, adică e ceva de genul, tu știi ce faci prost, dar insist să faci prost, da? Da? Când retrogradezi în 4, e ceva de genul în care faci prost, dar nu știi că faci prost. Nu știi că faci prost, da.
Înțelegi? Asta e de fapt retrogradarea în casa anterioară. Da. Înțelegi? Da? Nu știi de unde, da? Dacă rămâne în casa aia, e ok, deci de acolo e o dudă, da? Da. Înțelegi? Marte retrogradă în 6 cu revenire în 5. Aici e clar modul în care toată rutina zilnică, modul în care muncești, modul în care, să zicem, ești eficient. Și vorba de eficiență. Aici e exemplul cel mai clar de a gestiona bine bateria. Știi? Trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia. Deci e o chestie, e o nevoie de a-ți reorganiza munca, de a organiza rutina zilnică, partea asta de eficiență. Și dacă revine Marte în 5, înseamnă că sunt lucruri care tu crezi că le faci bine, dar nu le faci bine. Da, și da. În perioada asta de retrogradare în 5 o să-ți arate că vezi că sunt chestii care tu nu le faci bine, deși crezi că sunt ok. Dacă sunt 6, e mai mult tu cu tine că eu știu că fac chestia asta și nu trebuie să o fac, dar tu vreau să o fac. Și atunci e lupta ta cu tine de... Altfel, nici nu știi că faci prost o chestie. Știi? Da, asta e cel mai... Știi, frustrant pe de o parte, pe de altă parte, da, asta e. Și uite, de exemplu, la job ai fost învățat să faci un lucru într-un fel. Da. Și nu ți-a mai zis nimeni, bă, chestia nu mai e nevoie, aia era cu 3 ani valabil în felul ăsta, acum sunt softuri, s-a făcut un update și poți să afli, stai că nu făceam chestia aia, ștampilam alea, dar nu mai e nevoie la nimeni și nimic să fac chestia aia, înțelegi? Sau în proiectele în care ești, nu? Când nu mai ești în actualitate cu ce vrea piața, orice. Lumea, etc. Orice, cum speli vasele, înțelegi? Tu crezi că le speli bine și descoperi că stai că nu le spălam bine, știi? Sau că nu trebuie să le spăl, mai bine le arunc și eu altele. Da? Da? Deci asta e casa 6 de rutina zilnică, de cum te îngrijești, cum îți gestionezi probleme de sănătate. Că, și aici poate să fie o chestie, de exemplu, să, dacă ai o problemă de sănătate și Marte retrogradă din 6-5, să descoperi că, de fapt, erau lucruri care nu le știai. Da. Și că, de fapt, ar trebui să schimbi un tratament. Tu credeai că e tratamentul bun, dar... Uite, am mai evoluat lucrurile, s-au mai schimbat, mai descoperi ceva, înțelegi? Sau poate în relația cu subalternii, dacă ai angajat. Da, casa așa asta, dacă ești mare șefuț acolo, în relația cu angajații, trebuie să schimbi atitudinea, comportamentul și tot așa. Da? Da. Marte în 7, cu potențialul revenire în 6. În 7, clar, relaționarea, 1-1, indiferent de natura relației, da, partener, soț, soție, iubită, orice interacțiune. Da, e o redefinire a curajului tău în a interacționa cu celălalt. Cum? De a-ți doza mai bine partea asta de interacțiune, de a învăța să te poziționezi mai bine. Aici ține de harta natală, că tu poți să fii, să zicem, sub nivelul mării, da? Să ai tot timpul o atitudine asta de submisivă în relație cu ceilalți și acum Marte vine și zice, hai că poți. Mai zici tu, nu mai, dă-i dracu, înțelegi? Știi? Sau poți să fii de la un canibal născut care terorizează pe ceilalți și mănâncă de vii și atunci, acum Marte retrogradă mi-a zice, bă, mai ușor că rămâi singur. Fug toți și nu înțelegi de ce. Da? Deci schimb. Dacă retrogradează în 6, la fel, descoperi lucruri noi despre relațiile tale, interacțiunile tale care nu le știai. Da. Adică, acum poți să conștientizezi niște moduri de a interacționa care de fapt deranjează pe ceilalți sau nu sunt ok și nimeni nu ți-a zis până acum. Trezești unul, vine și zice, bă, Dane, ești tâmpit, du-te, dracu, nu mai fă chestia asta, că nu ne place la nimeni, dar tu tot insiști și atunci în momentul ăla de Marte retrogradează în 6, ești, bă, eu nu știu chestia asta. Eu cred că vă place să urlu la voi. Da? Nu vă place, îmi pare rău. Asta da? Deci, așa funcționează. Deci, practic, asta Marte e o redefinire a modului în care acționezi, da? Modul în care poziționezi. Marte în 8 cu potențială revenire în 7. Marte în 8 este legat de partea asta de energie sexuală, sexualitate. Asta indiferent dacă faci sex sau nu. Da, aici că casa 8-a e energia sexuală, tu poți să prestezi sau nu poți să prestezi, dar ea e în tine. Da, adică dacă tu ai, să zicem, nu manifesti chestia aia în tine și îți modifică modul în care interacționezi, da? Înțelegi că poți să fii frustrat pe chestia asta și atunci, știi cum e, ai altă atitudine, da? Și casa 8 legă de bani, de cum cheltui, de datorii, redefinirea datoriile, de redefinirea modului în care îți cheltui resursele, banii, parteneriatele în perspectiva asta a
nevastă, câți bani o aduc eu, câți bani aduci tu, cât cheltui tu, cât cheltui eu pe parteneri, orice chestie de pus în comun. Deci, practic, o redefinire a modului. Și a gestionării riscurilor. Da. Da, pentru, mai ales dacă revine în casa șapte, chestia asta, bă, dar stai că... Acum descoperi că a merge cu motocicletă fără cască nu e sănătos. Înțelegi? Și vorbea, deci, cum descoperi, asta e partea a doua, da? Altceva, știi? Înțelegi? Și dai seama, bă, stai că eu făceam mai așa, dar hai să-mi pun o cască mai bine, înțelegi? Sau dacă rămâne noapte, chestia aia de, bă, eu știu că ar trebui cască, dar nu vreau, știi? Înțelegi? Și atunci viața ți arată că... Mi-e imposibil să nu mă gândesc și la faptul că va face și o opoziție cu Pluton, apropo de casa 8-a, la un moment dat, în acest dans al retrogradării. Da, da, da. Dar aceea e o altă poveste. Lucrurile vor fi mai intense, știi? Mai adică intense. E bine să ai cască până atunci, să dai seama că ai nevoie de cască. Până atunci. Bine să ai nevoie de cască. Da. Adică, din punctul ăsta de vedere, retrogradarea asta, fiind opoziția asta cu Marte, va fi mult mai intensă, puternică. Când trece acolo un leu. Și l-avem pe Pluton prin vărsător. Da, adică știi cum e, ai plecat fără încărcător și telefonul nu era încărcat. Da. La maxim. Da? Nu e că ai plecat fără încărcător, deci e și la 50% cu bateria. Da? Că nici nu l-ai pus la încărcat o seară înainte. Cam aia e Pluto, opoziția cu Pluto. Înțelegi? Și atunci nu e că am o baterie întreagă la dispoziție, nu, că e și la jumate. Nu, că e și la, da. Știi? Adică ai fost double prost, știi? Da. Înțelegi? Da, asta e poziția cu Pluto. Marte 9. Cu posibilă revenire în casa 8. Da? Dacă Marte 9 este partea asta de dreptate, de corectitudine, dacă oamenii sunt corecți față de tine sau dacă tu ești corect față de oameni, de tot ce înseamnă partea asta de a preda, de a da informații, de tot ce înseamnă aspect de natură legală, juridică, pentru că mai ales dacă revine în 8, poți să descoperi că tu făceai fără să știi o chestie ilegală, da, că trebuia să plătești ceva și nu vedeai, că trebuia să depui ceva și nu depuneai, sau la servici, făceai o chestie care de fapt nu era aprobată, nu era ok și tu în inocența ta nu știai. Vine legiuitorul suprem și ai înțeles. Da, și zici, bă, vezi că nu e bine ce faci tu, înțelegi? Și zici, bă, chiar nu știam. Dar dacă Marte e tot în nou, e ceva de genul, tu știai, dar mă fac că nu știu. Da. Mă fac că plouă, știi? Și atunci efectele sunt altele, știi? Deci aici, tot ce înseamnă, și dacă ai retrogradarea lui Marte prin nou, să fii foarte atent și în 3-9 la tot ce înseamnă drumuri, călătorii, mers cu mașina, bicicleta, nou, mai ales străinătățuri, avioane, depărtări. Nu că pățești ceva, dar poți să apară tot felul de situații în care curajul să-ți fie testat. Da? Nu că am rămas fără buletin, nu că am rămas fără bani. Nu, hai să testăm curajul. Da? Și atunci... Fii precaut, da. Da. Practic, notate efectiv datele, vă rog, mergeți din nou la începutul dialogului și gradele pe unde se face acest dans și vedeți exact în hartă ce aveți. Pentru că mă uitam acum în timp ce povesteai, e posibil să-ți prindă și trei case. Dacă ai un dacă ai aia la mijloc mai subțirică, prinde și trei case, da? Deci e mai complex, nu intră în care sunt cazuri particulare. Și... Da. Adică, ce recomand, puteți intra și aplicația AstroSfaturi care am pe acolo, spune în ce case Marte și poți să te duci. Intrați pe ascela.ro și acolo e aplicația AstroSfaturi. Și acolo e... calculează pe harta ta, îți introduci datele tale și el îți spune exact unde e Marte, ce aspecte face, ce case și poți să-ți și interpretări sunt acolo. Excelent. Asta dacă aveți nevoie. Pe urmă, Marte în 10 cu revenire nouă. Deci clar aici e vorba de plan social, de partea asta de job, carieră, de reputații. Și aici poți să pur și simplu să-ți redefinești modul în care îți gestionezi reputația, faima, recunoașterea, succesul, locul de muncă, poziția de șef de autoritate. Și poate să fie chestii în care, mai ales dacă revine nou, ceva de genul, să-ți dai seama că poziția ta poate nu este atât de solidă pe cât credeai. Nu te iubește lumea chiar cum credeai tu. Da? Și că trebuie să schimbi niște lucruri vis-a-vis de partea asta de cum te proiectezi în exterior, de cum conduci, de cum îți gestionezi reputația, de cum cânți pe scenă. Da? Deci pur și simplu a redefini partea asta. Și cumva... De obicei, retrogradarea asta din 10-9 s-ar putea să fii obligat să faci un pas în spate. Nu neapărat să renunți la poziția ta, dar într-o situație, într-o chestie, într-un proiect, să faci un pas în spate.
să dai seama, bă, stai că nu am dreptate să... Și mult mai sănătos faci pași în spate. Da, da. Înțelegi? Uh-huh. Decât să te încăpățânezi că, bă... Înțelegi? Marte 11, cu revenire în 10. Marte 11 e partea asta de a gestiona energia colectivului, grupului, partea asta de mai mulți, da, scena, tot, dar nu e vorba de reputații, de imaginea ta, ci fix gestionarea energiei cu, la nivel de grup, cu echipa ta, cu alte echipe, cu interacțiuni la nivel de colectiv. Uh-huh. Da? Și tot ce înseamnă relația cu viitorul, a defini pasul următor. Și mai ales dacă revine în 10, e ceva de genul în care să dai seama că planurile tale, obiectivele tale definite, ultimul an, ultimii doi ani, nu contează, să trebuiască să le iei la pilă. Da, da. Pentru că s-ar putea să nu mai fie, să nu se mai pupe cu prezentul. Uh-huh. Adică dacă ești angrenat în atingerea unui obiectiv definit acum 2, 3, 5, 10 ani, să-ți dai seama acum că, bă, unul s-ar putea să nu mai vrea o chestie aia. Da, da. Da. Și să nu mai fie de actualitate, adică trebuie să schimb, să redefinesc tot mecanismul, știi? Și atunci, ok, hai să redefinim care e pasul următor, cel corect, ce ar trebui să fac în continuare. Că poți să fii încăpățânat, să insiști în a obține ceva definit acum un an, 2, 3, 7, la care să nu-ți mai ajute nici ție, nici nimănui, înțelegi? Tu să insiști, hai să facem mai. Da, iar ziua iurea energie. Și doar că am zis că fac chestia aia, da? Exact. Mi-e Marte în Capricorn, adică, domnule, dacă am zis că fac, da, trebuie să o fac. Nu trebuie nimănui, nu ajută pe nimeni, da, eu... tot suferă, dar eu am promis că o fac. Absurd, complet, dar așa e, păi da, un pic să devenim un pic mai flexibil, mai maleabil, mai găsim soluții, da, dar să vrem. Da. Adică, practic, de a lucra cu acest Marte interior și... Adică, aici mai fac o scurtă paranteză. Te rog. Nu poți să schimb ceea ce ești, cine ești. Eu nu pot să schimb martele meu în leu. Corect. Dar pot să-l sreglez astfel încât să nu fiu un idiot orgolios, da, care se ofilește la orice neaplaudare. Da? Se ofilește. Sau extrema cealaltă, un căcăcios cu caș la gură care nu face nimic decât dacă îi se dă premiu Oscar. Alea sunt extremele, da? Dar eu pot să lucrez cu el, da, astfel încât să fii într-o zonă echilibrată și atunci funcționează optim. În orice semn ar fi, orice, și Marte în Rac, dacă îi seta, lucrezi cu el și conștientizezi și setezi cum trebuie, e brici. Este, să știi că da. Înțelegi? Am văzut pe tot Marte în Rac de volum. În splendoarea potențialului său. Da, da. Și e ca la muzică, dacă e prea încet, te chinui să o auzi și dacă e prea tare, te deranjează. Aceeași muzică, aceeași macarena. Uh-huh. Înțelegi? Uh-huh. Contează volumul. Contează volumul. Da. Ok, Marte în 12 cu revenire în 11, asta ar fi ultima, da? Marte în 12 este o redefinire a planului interior. Este a-ți redefini chestia de ce faci pentru tine cu adevărat, da? De a-ți lucra cu tot ceea ce basuprești, tot ceea ce nu e vizibil, cu propria ta intimitate. Și aici nu e intimitatea familiei, e tu cu tine. Tu cu tine, da, e tot rahatul care l-ai băgat suprești și acum Marte vine și scoate la suprafață. Înțelegi? Și îți arată lucruri care poate să-ți schimbe, să zicem, practica personală. Dacă, unu, dacă nu există o practică personală, o chestie de introspecție, o meditație, nu contează, o practică personală, Marte aici poate să zică, bă, Daniel, vezi că ai nevoie să lucrezi ceva. Da. Dar poate să însemne, dom'le, hai să mă duc la un psiholog, la un terapeut, la un astrolog undeva să mă ajute, că sunt chestii care nu le dau de cap, nu le pot explica, sunt în mine și nu. Da? Nu le poți gestiona. Sau dacă ai deja o practică, trebuie să o ajustezi. Adică, mă, vezi că aia nu mai ai nevoie. Stai tu în poziția yoga, în vârful limbii, da, trebuie să lucrezi la glezne. Înțelegi? Corect. Adică e, știi? Și dacă revine în 11, e clar că sunt chestii care nu le știai despre tine, despre practica asta, modul în care lucrezi cu tine și descoperi. Uh-huh. Dacă nu revine în 11, ceva de genul în care știi, dar nu vrei să schimbi, că știi cum e, acum mușchii limbii sunt puternici și stai ușor în vârful limbii, dar pe glezne e mai greu, înțelegi? Da, da. Da. Și aici, da? Deci, cam așa am putea defini Marte ăsta retrograd, cam ce face. Super. Pe scurt,
super mulțumiri, pentru că sunt sfaturi de natură practică și fiecare are câte o poveste prin casele pe unde va retrograda. Dacă nu, cel puțin știți pe unde trece. Vreau să te mai întreb ceva. Se spune deseori, nu când Mercur retrogradează, nu începeți chestii, nu semnați documente, nu știu ce, dar cum e cu Marte retrograd, apropo de principiul acțiunii, dacă vrei să pornești un proiect de amploare, ai recomanda sau nu? Știu că e complexă și stratificată, că depinde ce e în harta natală în final, dar... Așa. Poți să începi, dar care e diferența? Și asta e valabil și pentru cei care au Marte retrograd în harta natală. Aha. De obicei, dacă ai Marte retrograd în harta natală și Marte retrograd, nu o să-ți iasă din prima. Și atunci, în perioada asta, poți iniția un proiect plecând de la premiza că, ok, nu sunt pregătit complet și atunci nu va ieși din prima. Dar o iau ca pe ocazie de a învăța. Da. De a nu mai sta încă 7 luni, un an de zile să mai iau la pilă proiectul ăla. Adică dacă ai un proiect, ai o chestie și încă nu ești fer mulțumit, nu ești ok și mai sunt niște chestii care încă nici nu știi cum e. Da, dă-i drum. Da, da. Dar nu te aștepta la succes. Dă-i drumul și atunci, dându-i drumul, cu perioada asta mare retrograd, o să-ți dai seama foarte clar de fapt ce trebuie să mai îmbunătățești. Exact. Ei îmbunătățești, pe urmă relansezi, îl optimizezi pe... Dezamăgirea vine dacă tu zici, mamă, dau drumul, proiectul țiplă, perfect, să vezi, succes, acum, glorie eternă. Dă-i pe Marte retrograd și aia nu lipsește, aia nu-i bine, înțelegi? Da, și mai ales că e prin RAC majoritatea timpului, mă gândesc că te ajută enorm planul emoțional să te cam prinzi ce nu-i regulă. Adică o perioadă foarte bună de a începe lucruri, doar cu plecând cu intenția, băi, dau drumul să văd ce nu merge și în funcție de asta optimizez. Da. Optimizare, deci. Uh-huh. Da, dacă tu te aștepți că, bă, e deja perfect, s-ar putea să ai o surpriză. Deci e ok de dat drumul, dar plecând la premiza că e un alpha testing, da? Beta testing, o fază de asta, nu e lansare cumva în producție, că nu... Da. Și atunci poți să dai drumul într-o zonă mai, să zicem, restrânsă, depinde de natura proiectului, adică nu faci lansarea oficială, poți să faci o versiune, bă, ok, hai să, știi, să dau drumul o chestie așa mai restrânsă, hai să pornesc o chestie în care poți să nu, știi, să poți să remediezi, să poți să gestionezi, să poți să optimizezi. Da. Și atunci e ok, știi, pe chestia asta. Bun, Marte face o sumedenie de aspecte acum în această retrogradare. Acum, eu zic că aș profita la maxim să intrăm și în asta, dar bănuiesc că vom face și un al doilea episod. Adică încerc acum să smulg promisiuni comunității. Pentru că aceasta a fost o poveste de tip personal aici. Și Marte perspectiva... personal. Da. Putem face un dar episod la nivel mondial, la nivel mondan, global, cam ce mișcă. Da, lucruri și mă gândeam mai ales la alianțele noastre, dacă sunt sau nu în pericol la nivel mondial, vorbind acum strict pragmatic, se cam creează niște tensiuni. Oricum sunt niște contexte, conjuncturi acum foarte intense, foarte puternice și Marte retrograd nu vine decât să... Bună. Adică gândește că la nivel personal, gândește că vorbim de un președinte, de o persoană care e într-o poziție de putere și Marte retrograd vine și ia încărcătorul. Exact. Și el e pe bateria lui. Exact. Da? Și atunci zice, stai că ăla nu mai am acces, nu mai răspunde la telefon, nu mai am spatele, s-a retras, poate să fie un partener, o chestie asta, știi? Și atunci automat apare o reconfigurare, pentru că și aceste persoane, indiferent de poziția lor, sunt oameni. Sunt, bineînțeles. Și automat sunt supuși și tuturor acestor trăiri, influențe interioare. Doar că ei au valiza atomică sau butonul sau că iau alte decizii care privesc restul oamenilor, de altă parte, dar sunt și ei influențați de toate aceste lucruri, doar în contextul lor. Da, e un aspect delicat și e delicat în a-l aborda, chiar și din perspectiva astrologică, pentru că indiferent câte mănuși îți pui, totuși se petrec niște tensiuni care sunt acolo. Și oricât vor lua o formă. Adică, adică tu poți să ignori, omul are capacitatea de a ignora și de a se minți, fantastic, înțelegi? Și asta e diferența între noi și animale, să zicem, da? Înțelegi? Animalele au mai greu să se mintă ele pe ele, da? Poți să ignori o durere, o chestie, dar să se mintă, de asta ele sunt instinctuale și, domnule, la mânță la câine, când e foame, foame, adică nu e că... Știi? Înțelegi? Și nu face figuri, știi? Când e foame, foame. Dar omul, mamă, mi-e foame, dar eu nu mănânc decât dacă e prăjitură, dacă de căcatul e prăjitură, cu brânză, dacă nu, eu nu mănânc, mor de foame. Și
putem băga sub preș multe chestii, știi? Uh-huh. Și asta e cumva și un factor evolutiv, că putem să facem, să zicem, să ignorăm anumite contexte și să ne autodepășim sau să ne îngropăm ignorând complet niște lucruri, știi? Adică e dar, plus și minus. Dar dacă energia aceasta totuși își cere să distrugi ceva, că relații, că un proiect care nu mai merge, că totuși ceva, mă gândesc că are legătură și cu a lăsa în spate, a distruge, și mă gândesc acum efectiv la ce va urma ca opoziții, nu numai cu Pluton, dar și cu Venus face și gândindu-mă acum și la axa nodurilor, știi că vorbim totuși de berbec balanță și un Marte cu aici Venus, depinde care... foarte mult depinde foarte mult de fiecare în parte, în ce etapă a vieții, de structura lui, adică unii, să zicem, unele persoane pot conștientiza că trebuie să renunțe la ceva și atunci pot renunța la un comportament, nu la relație, la o atitudine, la o luptă, iar alții care nu vor să înțeleagă, nu înțeleg, nu au partea asta de introspecție și atunci dau de pământ cu celălalt. Da, atunci vor intra. Sau sunt obligați să revine viața, vine sufletul, zice, bă, Dani, am băgat la fise cu tine de mi sacrit, gata. Acum se implementează corecția. Și atunci ți se întâmplă chestii în viață și tu zici, de ce, Doamne, dar eu am făcut ce am crezut că e bine. Ce ai crezut că e bine, nu e bine. Și ne trezim. Adică e agitație mare. Da, adică ai, cum zic, noi nu suntem de capul nostru aici. Adică cine are impresia că face chiar ce vrea... Error. Da, pentru că și chestia aia care o vrei tu e predefinită în tine. De fapt, da. Dacă tu vrei să te faci scafandru, există acea predefinire în tine de a fi scafandru. Că e bine sau nu pentru tine, că ceva de gen, ok, în tine există această predefinire scafandru, dar poate să mai existe o notă de subsol. Nu o fă că vei muri. Exact. Poate să fie, că poate să derive dintr-o experiență, să zicem, tragică în tine, dintr-o amintire de asta în care tu ai fost scafandru, dar... n-ai făcut-o cum trebuie și atunci poate să fie o chestie periculoasă pentru tine, știi? Și e chestia asta că viața ți-e adversă, tu vrei să te faci scafandru și viața zice bă, nu, și tu insiști, te faci scafandru și după aia bâldă-bâc. Asta e un exemplu. Da, perfect. Când absolut. Forțezi limitele, când forțezi, când nu conlucrezi cu ce se întâmplă în jur. Da. Și Marte, mai ales retrogradarea asta în semnele astea foarte subiective, Rac și Leu, e în primul rând, sfatul cel mai important este să nu mai dai vină pe alții. Deci e ocazie oportună de a-ți asuma propriul rahat. Indiferent că e ala, că e colorat, că e roz, că e bun, că ți-e rău, că nu... Mă, asumă-ți. Sau adică... te mai renunțați la proiecții, că tot proiectul... Da, că mama, că tata, că la, mi-a dat numai... Da, poate mama nu ți-a dat, poate tata nu ți-a dat sau ți-a dat altceva. Poate ăla nu ți-a dat. E ok, ăla e un fapt, s-a întâmplat. Ok, rămâi blocat în chestia aia. Că e vorba de atitudine. Înțelegi că e vorba de atitudine, știi? Și acum fac o paranteză, chestia asta de forma asta, acum, hai, toată lumea are problemă cu copilăria și cine a făcut și cine a dat mama și cu tata și zici că am trăit toți în, știi cum e, știi? Nu zic că au fost vremurile, era o altă educație, altă chestie, e ok, dar, cum să zic, e ok să lucrezi cu chestiile care te-au afectat atunci, da? Dar să, cu adevărat să fii afectat. Da? Pentru că deseori poți găsi o scuză pentru a nu face ceva, doar că mama și tata nu mi-au dat. Da? Da. Adică trebuie să fii foarte atent în chestia asta de a proiecta. Dacă nu cumva e o scuză și ești blocat în chestia aia că mama m-a jurat când eram mic și de atunci eu nu mai pot să fac nimic. Ok, te-am jurat foarte bine, dar tu ai rămas blocat. Aici ține tine, nu mai ține de mama ta. Da, nu vorbesc de situațiile extreme în care se întâmplă niște chestii abominabile, nu vorbesc de chestiile alea, că alea sunt chestii extreme și într-adevăr nu. Nu vorbesc de chestiile, știi că mai mărunte. Mama nu m-a luat în brațe. Da. Ok, nu te-a luat în brațe atunci și atunci tu trăiești toată viața că, știi? Uh-huh. Uneori foarte ușor putem folosi și scuze de genul ăsta, că n-am primit, nu mi-a dat. Ok, nu ți-a dat, nu ți-a făcut. Da, ne ascundem slăbiciunile în lucruri care nu se justifică de fiecare dată. Și asta e Marte retrograd, e chestia asta, mai ales că te trece retrogradă întâi în Leu, întâi ți-o dă la ego, la ceale. Și după aia acolo ți-o dă și îți dai seama, știi? Și după aia intră în Rac, te duce pe emoție, pe sentiment, pe...
Da. E o porțiune delicată de timp. Da. Așa, în linii mari, cumva, minime direcții, avertizări, să le spun, e un cuvânt dur, nu-mi place. S-au primit, se primesc și îți super mulțumim. Fiecare, cum să zic, trebuie să gestioneze. Adică nu, noi discutăm niște chestii generale, am încercat să particularizăm, dar ține de fiecare. La unii poate să nu aibă nicio influență martirul ăsta, ca să fie, cum zic, chestii recurente, nu nimic în mod special. Și dar poți lucra conștient. Poți lucra conștient și tocmai pentru că putem lucra conștient, te-aș ruga un pic să povestești ce evenimente ai pe rol acum, pentru că e o toamnă bogată la tine, observ. Noi facem această înregistrare, nu fac niciun secret, astăzi la data de 7 octombrie, dar imediat o voi activa, chestiune de o săptămână. Ce derulezi în această toamnă, Dan? Ce ai spune comunității? Am un set de ateliere. În care am ajuns la numărul 80 ceva, ateliere de două ore și deja am făcut rectificarea orei de naștere, chiar azi, în timp ce facem înregistrarea de seară, și pe urmă urmează 14 octombrie casa a doua, 28 octombrie Saturn partea a doua, 4 noiembrie perioada prenatală, harta nativului, iar ultimul 25 noiembrie punctele mediene ale lunii. Da? Super. Sunt set de ateliere, teme astrologice pentru cei pasionați și începători și mai avansați. Și sunt legate? Se pot accesa și separat? Cine n-a reușit primele le poate vedea în reluare? Da, acum e pachetul, deci poți să achiziționezi tot pachetul și ai acces imediat după ce o să termine toată sesiunea și o să le urc pe site, pe acela spica, poți să le iei separat, indiferent cum vrei tu, în combinația ta, dar deocamdată e doar pachetul disponibil. Și poți fi contactat direct, cel mai rapid, unde? Pe Facebook, ori pe cursuri@ronda-scela.ro, dacă e adresa pentru cursuri, găsiți pe magazin, puteți lăsa mesaj acolo pe site, pe acela spica, toate dați de mine care... Recomand din tot sufletul, dragilor. Are Dan acolo diamante peste diamante, bijuterii. Abia am așteptat să ne întâlnim. Îți spun sincer, îmi fusese dor de o poveste. Și chiar dacă e despre Marte retrograd... A venit, cred că, și poșta, așa că la fix... A venit Martele, exact. Mă duc să deschid. Îți super mulțumesc și facem și o a doua întâlnire despre ce se întâmplă la nivel mondial, dar puțin mai încolo. Mulțumesc pentru invitație și zi faină. Și ție și baftă diseară. Mulțumesc din suflet. Mersi.